Lucrările de amenajare a stadionului Comunei Răscăieți au durat aproximativ un an și au constat în refacerea tribunei și a gazonului. În acest timp, echipa din localitate, Petrolul, a trebuit să joace pe stadionul de la Puntea de Greci. Din cauza unei plante dăunătoare, gazonul stadionului a trebuit să fie din nou semănat și, ca urmare, până în luna august, echipa nu va putea beneficia de stadionul din localitate. Aveți și o echipă de fotbal, cum se descurcă? Da, acum mai greu, pentru că am intervenit la suprafața de joc, am semănat din nou gazonul și nu trebuie să jucăm. Poate jucăm la Puntea de Greci. Da, și deja anul trecut am acoperit și tribuna. Lucrurile arată bine, dar datorită secetei anul trecut a apărut o buriană care ne-a adăunat foarte mult la starea gazonului. Și când vor reveni jucătorii pe... Din august, de când va începe nou campionat. Păi așa de mult acolo, de fapt, ce ați făcut? Ați fost tot gazonul și nu, ați semănat altul? Am semănat și peste iarba care a fost și porțiunile unde a dispărut s-a semănat, că au fost porțiuni unde a dispărut în totalitate iarba. Și atât de mult până în august durează ca să se refacă? Da, pentru că iarba o să încolțească și nu putem să jucăm, că dacă joci, deja o distrugi pe cea care va ieși din sămânța care a fost semănată. Localitatea are o bază sportivă bine dotată, compusă din două stadioane, unul cu gazon, iar celălalt cu teren sintetic. Aici își desfășoară orele de sport și elevii școlii din localitate. În spațiul care adăpostește vestiarele echipei de fotbal, se pot desfășura o serie de sporturi de sală, cum ar fi tenis de masă și șah.